Cât de important este apa pentru viața omului? 100%. 100%. Asta e una. Două, zodează poluarea apei. Una. Climateric. Zona noastră dispar ploile, dispar ninsoile. Și problema cu irigația. Mai scurt, afectarea vieții noastre agricole. În rest, ce să spun, știi? Apa joacă. Cum, da. Cum spun înainte, spune, de Doamne ploaie. Foarte importantă. Depinde de apă și aceiași dinți, și aceiași renichi, și același ficat și tot ce e legat cu hidratarea corpului nostru. Eu să cred că la noi, la microraionul Valul Traian, acolo apa e destul de gustoasă. Cine bea, acolo rămâne. Eu așa să cred. Mai este de importantă o apă calitativă. Asta e viață. E viață. Unde este apă curată, acolo și sănătate, eu să cred că este. Dar mă rog, fiecare are părerea lui despre ea. Dumneavoastră acasă? Noi acasă avem din rubinet. Nu avem pântână. Și acasă, înțelegi, mă, bie 70 de ani, tot bie apă. Și mulțumim. E bună, e foarte bună. Mai mult la rubinet. Mai mult la rubinet. Din fântâni e posibil să o iei. S-au făcut fântâni artizene și cum au făcut-o, fără filtru, fără nic, repede s-o dă exploatat. Dar nimeni nu controlează nic. Ce e important pentru voi? Cel mai important e apa și ca mâncare mai importantă, clar. Da, sigur că apa e importantă și e poluat. De obștii, în sat, tot e poluată apa, în fântâni, de obștii. Și înainte se trăge o atenție mai mare la apă, dar mă, nu prea. Se da în fântâni, de istea clor, că în marțfaj, în tot așa se vopsea, dar nu s-o cam, nu prea schimbări așa, mai, nu chiar așa, trag atenția, ori nu se dobdește sau mai mulți pricini. Unde veți apă? Din fântână sau de rubinet? Noi de la rubinet, dar totdeauna e ca deschidem, deodată așa e dintunicată, numai te este uiți la dânsa, numai trebuie să o fierbi sau să o aduci, să o scoți de cu sară și să o lasă în căldare și până dimineață o leacă și limpezești, dar să o iei deodată de la rubinet e cașmar, vă spun cinstit cu... Da. Ne puteți spune, sunteți din Căușeni? Nu, din sat, din sat suntem, da. Calitatea e medie, depinde de localitate. În unele localități apa este gustoasă, bună, dar în altele, de la fântânile arteziane, e mărăstoare, urât mărăstoare chiar. Asta unde e. Unde v-ați de unde veți apă, de la rubinet sau de la fântâni? De la rubinet. Aveți filtru acasă, ați intrat? Nu, no, no, fără filtru. Apa e destul de bună, adică nu știu. N-am făcut niciodată careva probe, dar e bun. Dar la gust? Da, la gust, la miros, adică nu are miros specific ceva. Asta e mai ceva ca mâncarea. Eu azi numai apă beau, miercurea eu tot timpul numai apă beau. Trebuie să păstrăm, noi nu păstrăm singuri. Asta e globală întrebare bolnavă. Nu, apa e asta, vopșei, în primul rând trebuie păstrat. Din fântână. Noi de la țară suntem, de la Ucrainca. Așa că nu știm noi cu apele.